Now it's time. Iată, în a doua parte a emisiunii noastre, milităm în această emisiune pentru mai mult sport în școli și am ca invitați pe domnul profesor Dumitru Livadaru și pe domnul profesor Marcel Crețuleac, ambii profesori la liceu cu programul sportiv din Suceava. Colegii din regie, vă rog dacă îl putem avea la telefon pe domnul Ioan Radu, directorul, șeful noastră, directorul liceului cu program sportiv Suceava. Domnilor, spuneam că sportul nu prea mai avem unde să facem. Baze sportive nu prea sunt... Adică, în parcuri. Parcuri nu prea avem. Înainte, iar încep, domnul profesor, scuzați-mă că iar pe vremea mea, așa, ne puneam servietele, le puneam bare de fotbal, eram 8 băieți în clasă și fiecare, deci, pe rând, veneam cu mingea într-o zi. Dacă nu le-ai mingea, îți luai castane, dacă nu le-ai cu mingea. Și după ce terminam orele, da? Servietele bare de fotbal și jucam pe stradă. Acum nici pe stradă nu mai poți să mă joci că e plin de mașini. Da, din păcate nici acele spații care erau între blocuri nu mai există acum pentru că toate sunt ocupate. S-a făcut un magazin, un butic sau eventual a mai apărut un bloc și ca drept dovadă copilul unde să mai meargă? Unde? Nu mai spunem că acum până și la acele terenuri la școli, la licee, la școlile generale, până și la alea sunt puse lacăte pe, după orele de program, sunt puse lacăte pe porți, da. Și copiii nu mai pot intra nici cel puțin acolo. Așa că nu ne miră faptul că nu fac mișcare. Părinții sunt bucuroși pe treaba, pe această chestie, că, bineînțeles, și atunci apelează la soluția telefonul. Da. Ca poate să-și facă și ei treburile. Joacă fotbal pe telefon, joacă tenis pe telefon. Exact, da. Ceea ce spuneați, că ne-ați dat racheta în mână, el a zis cum să deschide paleta. Da, exact, cum să deschide paleta, neștiind ce e. El a crezut că e un telefon. Exact, îl avem în direct prin telefon pe domnul profesor Ioan Radu, directorul liceului program sportiv din Suceava. Bună seara, domn director! Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor, bună seara iubitorilor de sport. Domnul Radu, avem o emisiune care militează pentru mai mult sport în școli și ca invitații doi colegi ai dumneavoastră, e vorba de domnul Livadaru și domnul Crețuleac, profesor la liceu cu program sportiv. Da. Domn profesor, ați fost sportiv de performanță, ați antrenat o groază de echipe, acum v-ați întors la catedră. Cum se vede sportul din școală, din postura unui director de liceu? Vorbim de sportul în școală în general? Sportul sau în școală în general. Nu mă refer la liceul sportiv pe care îl concep deocamdată. O oră de sport este suficient pentru elevi? Nu. Deci asta vreau să spun, cu asta vreau să încep, că nu cred că sunt suficiente orele de educație fizică care sunt în programa școlară în momentul de față. Și pe lângă asta, nici infrastructura sportivă din oraș, din țară, nu este pe măsura necesităților, pe măsura nevoilor de mișcare, nevoilor de a face sport. Așa că trebuie umblat inclusiv la programa școlară și cred că mai multe ore de educație fizică ar fi necesare, dar în același timp trebuie și infrastructura îmbunătățită, trebuie să apară terenuri noi, trebuie să apară săli de sport, trebuie să apară patinoare, trebuie să apară baze sportive unde copiii să-și poată consuma timpul liber pentru a nu ajunge la telefon și la tabletă și la celelalte... Și la alte gânduri. Alte gânduri, da. Fără îndoială. M-am bucurat ca un copil când s-a făcut aici lângă patinoar, s-a făcut acel poligon de skateboard. Se pare că în ultimii ani de zile cam atât s-a întâmplat în Suceava, din păcate. Nu chiar atât. Eu aș trage acum un pic spre noi și cred că ceea ce s-a făcut la liceul sportiv este un pas înainte. Domnul director, este vorba despre oraș. La noastră liceu sportiv ar fi fost și păcat, că până acum nu prea ați avut. Știți foarte bine cât de mult ați alergat, cât de mult v-ați zbătut, să aveți măcar ceea ce aveți acum. Ca să fie curcotaș frumos terenul ăla de fotbal pe care l-aveți, dar fără vestiare și toalete.
Este drept, este, dar este mai mult decât a fost și mai mult decât nimic. Și așa suntem noi românii, obișnuiți să ne mulțumim și cu puțin, dar câteodată trebuie să vedem și partea plină a paharului, numai partea goală, fiindcă dacă ne aducem aminte de antrenamentele pe care le susțineam și meciurile pe care le susțineam la Izcani, atunci într-adevăr vedem partea plină a paharului. Da, vorbiți ca un manager, să nu supărați pe nimeni. Domnul Radu, ați fost, așa cum spuneam, extrem de aproape și sunt și acum de fenomenul sportiv. Ce trebuie făcut, practic, pe lângă faptul că trebuie să avem mai multe ore de educație fizică? Trebuie, cum atragem copiii către sport? Cum putem face chestia asta? Deci am spus, construim baze sportive moderne, atractive, fiindcă nu mai sunt copii astăzi, nu mai sunt copii de altă dată care să iasă pe Maidan, prin spatele blocului sau nu știu unde să facă mișcare. Copiii văd la televizor și pe mass media și peste tot condițiile și terenurile care sunt în străinătate. Le vedem și noi, toată lumea le-a văzut că au ieșit în lume și au văzut ce terenuri, ce baze sportive sunt în străinătate. Deci, în primul rând, aici cred că ar trebui să umblăm. Și, bineînțeles, după aceea, având baze sportive, este vorba și de profesori, de antrenori, mai mult implicați pentru atragerea copiilor spre mișcare. Deci, eu zic că astea sunt două elemente esențiale. Bazele sportive și profesorii, antrenori. Deci o nouă gândire, practic, a sistemului. Acum, revenind la instituția pe care dumneavoastră o conduceți, la liceu cu program sportiv, care de-a lungul timpului, împreună cu clubul sportiv școlar care exista pe vremuri, a fost o pepinieră de campioni aici la Suceava. De fapt, asta este menirea liceului cu program sportiv a CSS-ului. Menirea acestei instituții este aceea de a selecta copiii, de a-i instrui, de a-i iniția, de a-i instrui și a-i pregăti pentru performanță. Deci, noi mergem, suntem fideli crezului nostru și lucrul acesta îl facem și astăzi și o să trebuiască să-l facem atât timp cât vom exista. Fără îndoială. Mai există bază de selecție? Mai găsiți copii talentați? Copiii talentați sunt peste tot și oricând vor fi. V-am spus încă o dată, trebuie să avem mijloacele necesare pentru a-i atrage. Ori aceste mijloace nu prea sunt în momentul de față, dar sperăm încet, încet să se îmbunătățească. Sunt de acord cu noastră că nu poți să faci hockey dacă n-ai patinoar. Nu poți să faci echipă de polo dacă n-ai bazin. E la mintea cocoșului. Sau exact. Schi dacă n-ai pârtie. Exact. Deci aici cred că este cea mai mare problemă și din punctul meu de vedere este chiar o problemă națională. Fiindcă tot felul de studii se fac, peste tot se observă că sedentarismul și inactivitatea asta duce la pe boli, dar nu se ia nicio măsură. Eu cred că este o problemă de chiar de siguranță națională, dacă se poate spune. Așa este. Aveți prioritate. Așa. Și dacă această gândire se pune în practică în teritoriu, sunt sigur că o să se rezolve cumva problema. Domnul director, ce bucurii aveți în momentele astea? Ce bucurii v-au adus copiii noastre acum în prima parte a anului 2017? Bun, acum, dacă ar fi să ne resim exact la rezultate, vă spun sincer că nu le-am la îndemână și ne-ar trebui un timp să... Nu vreau să vorbim matematic, domnul Radu, nu vreau să vorbim la matematic, nu știu câte puncte acolo, nu știu, dar ce bucurie ați avut anul ăsta, că sunt convins că ați avut bucurie. Deci sunt bucuria
jucători, de către atleti, de către fotbaliști, de către handbaliști, de către toată lumea. Deci bucurii reprezentând constant de rezultate. Dar vă spun că personal am o bucurie mai mare și bucuria asta constă în faptul că văd cele două terenuri pline zilnic de copii care se pregătesc, care se bucură de mișcare și sincer vă spun că creștinii noștri sunt atâția copii dornici de mișcare și au posibilitatea să se mișcă. Domnul director, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, vă urăm tot binele din lume. Noi continuăm emisiunea împreună cu colegii noastre și dânsii vă salută. Toate cele bune. Vă salut și eu și numai din o seară bună. Doamne ajută. L-am avut pe domnul director al Liceului cu Rugan Sportiv, profesorul Ioan Radu. Fost fotbalist, antrenor la niște cluburi. Și aici la Suceava, mi se pare că antrenat. Antrenat mulți ani și la Suceava, da. Ceea ce apreciez la dânsul este faptul că acum nu îl peri pe domnul director, că eu n-am copii, sunt copii la Suceava, dar ceea ce apreciez la dânsul e modul în care s-a zbătut pentru a face și campusul acolo, și terenul, și a stat pe lângă autoritățile locale. Banii ba veneau, ba nu veneau, ba constructorul nu știu ce, ba la vorba dânsului. Băi, și cu fără vestiare, fără beceuri, bine că a făcut treaba până la urmă. Știți ce se întâmplă? Vedeți, dacă a avut un parcurs de la jucător la antrenor, deci un anumit număr de ani, a ajuns acum în fruntea unei instituții, adică acestui liceu cu program sportiv, o instituție tot sportivă, da. Deci își dovedește și calitățile de manager care bineînțeles se bucură, care, după cum a spus și dumnealui, se bucură de realizările, într-adevăr, foarte greu, că știm foarte bine, acest campus a început undeva prin 2007. Exact. S-a lucrat un an, doi, după care a avut vreo 3, 4, 5, 6 ani, 7 ani stagnare și, bineînțeles, prin eforturi mari a reușit și am finalizat. Și să știți că este un campus care noi umblăm și mult prin țară, este unul dintre, pot să spun așa, chiar în primele 3-4 campusuri din România. Așezate bine din toate punctele de vedere. Avem o locație, avem cămin unde copiii au toate condițiile, cu două băi în cameră, acel teren. Bineînțeles că el nu le poți face pe toate odată. Se vor face și acele vestiare acolo, încetul, da, iar ne învârtim și depindem de partea financiară, dar mai greu sau mai ușor, până la urmă se va realiza și acest lucru și ceea ce spunea lui, dumnealui, că se bucură că terenul este plin de dimineață până seara de copii. Și bineînțeles că fac și o adăugire ce spunea dumneavoastră, totul depinde de baza materială, pentru că nu mai trăim în acum 30-40 de ani, copiii, cum a spus și dumnealui, afară sau eventual văd și la televizor, băi, ce condiții au aia acolo în Germania, ce au în Franța, ce au în aia, ori noi ne limităm că nu avem nici să facă un duș după ce fac antrenamentul și după care merg la oră, transpirați și mai departe. Eu am un amic, dar care e antrenor, antrenor și el are o vorbă. Băi, ăsta știe cum miroase revulsinul. Deci a trecut printr-un vestiar. Bineînțeles. Pentru că sunt oameni, domnilor profesori, sunt oameni care n-au trecut printr-un vestiar și care conduc sportul sucevean și este dăunător sportului sucevean. Vă dau exemplu domnul Basilică Băiețan de la Clubul Sportiv Municipal, care, după părerea mea, să mă ierte toată lumea, dar n-are ce căuta acolo. Până una alta, nici nu știe cum miroase revulsinul. Se lăuda că a făcut fotbal. Am întrebat niște jucători din Suceava, nimeni n-a auzit de el. După care știu că a făcut facultatea la 53 de ani, facultatea de sport, și că a făcut atletism. Păi dacă îmi spune mie domnul Băiețan că dânsul... Bă, în fine, hai să nu mâni pe Dumnezeu. Dar cum să faci? Acum, pe bune. Cum să, poate la șac, da. Dar la atletism, la 53 de ani, să mai... Adică, dacă un absolvent, un licențiat în sport, nu trebuie să fie un atlet, nu? Un atlet, hai, nu de mare performanță, nu? Dar să-mi scoată niște bareme, să nu, să... Cum e, domnul profesor? Mai ales, adică, vă dați seama, deci dânsul, am auzit că l-a dat și bacul pe la 35 de ani, nu știu dacă e adevărat. Dar dacă e așa, înseamnă că în clasa 5-a l-a luat în armată și între 7-a s-a însurat. Nu știu dacă e așa, dar vorbește lume. Dar cu siguranță, facultatea de sport a făcut-o la 53 de ani. Și după care a fost uns politic, bineînțeles, pe schemă politică, uns
președintele clubului municipal. Nu e în regulă. Nu este, din păcate nu este în regulă și asta e societatea noastră, trecem prin aceste momente, nu știu când se va regla situația. Da, este într-adevăr dureros, precum că un conducător de club, de instituție, ca să spun așa, să nu aibă noțiunile elementare despre respectiva activitate acelei instituții. Sau... Cum ar fi? Adică eu să mă duc director la spital? Eu nu pot să-l compor. Diferența între domnul Radu, care, mă rog, a călcat terenul, a călcat atâția ani terenul și automat când a ajuns în fruntea instituției și-a dat seama de ce trebuie să facă, deci el nu mai are treabă cu ce se întâmplă partea de jos, mișcarea sportivă. Acolo sunt profesorii care ei fiecare își face treaba lui, pe ăla la handbal, ăla la rugby, ăla la fotbal și așa mai departe, e treaba lui. Treaba lui este să creeze condiții pentru ca să atragă cât mai mulți copii către liceu. Și bineînțeles, ori în partea asta, la CSM Suceava, e dureros, pentru că aici pe mine mă doare foarte mult, este acel teren de la Unirea de Jos, care e baza, de fapt e baza Ministerului, dar administrată de către CSM Suceava. Da, sigur, teren. Așa, și acolo Ruibiu, acolo și are o bârșie a lui, acolo, pentru că eu nu pot să fac, eu fac antrenament la liceu cu program sportiv, dar... Știm foarte bine că rugby este un sport de contact, e un sport care trebuie să iei contact cu solul în primul rând, trebuie să învingi frica de a lua contactul cu solul. Ori eu aici nu pot să iau pentru că e cu suprafață sintetică, este beton și nu pot să trântesc. Și ca drept rezultat, copiii încet, încet joacă după cum se antrenează, ca să o luăm și așa. El nu se mai expune să ducă jos în gleznă să placheze. Chiar recent acum am fost la Burlad cu juniorii și am avut un joc cu CSZ Burlad și am luat o bătaie, chiar cea mai usurătoră bătaie din cariera mea de antrenor, dar asta este reflexia, pentru că eu ne lucrând placaje cu ei, cum să faci placaje pe trei sintetic? Nu poți, nu poți. Și atunci nici copilul nu poate să îi exprime dacă nu... Da. Dar, din păcate, asta este situația. Deci, noi am avut o colaborare foarte bună cu CSM-ul. Din păcate, domnul Băiețan vede lucrurile altfel, deci... Pe verde lucrurile altfel, înțeleg că nu va da nici apă. Bineînțeles, nici apă, normal, nici copiii să spele. Dar domnul Băiețan nu știe că, știți care e chestiunea acum, care mai se ocupă lângă sport, știe că prima metodă și cea mai sigură metodă de refacere după un antrenament, după efort, este dușul. La noi? Că elimini, dușul. E prima chestie, așa, pentru că elimini acidul lactic, pentru că altfel o să ai rupturi musculare și probleme mari. Dar dacă nici apă caldă nu dăm, ce Dumnezeu, atunci mai vorbim de sală de forță, mai vorbim de, nu știu ce altfel de chestii, de cameră, nu știu ce, barică și așa mai departe de antrenament. Deja e nebunie. Deci nu prea sunteți mulțumit de domnul Băiețan. Nu că n-ați fi singurul. Nu că... Deci se laudă cu cantina aia în care nu intră nimeni. Păi, așa, probabil. Care de fapt finanțarea n-a adus-o, dânsul a adus-o altcineva, dar mă rog. Da, păcat. Mi-e pare sincer, eu cu dânsul personal n-am nimic. Nu, am este o problemă, pentru că pe la Sturești, dar niște țeluri pe acolo, mă rog. Clubul CSM Suceava, de-a lungul anilor și cât va mai avea activitate, bineînțeles că este alimentată de către liceul cu program sportive, de către copiii la toate secțiile, fie la fotbal, fie la rugby, fie la volei, fie la atletism, lupte și așa mai departe. Deci, cum spunea și domnul director, scopul, menirea liceului sportiv este de a face selecția, a forma și a crea jucători pentru echipele de seniori, pentru echipele de juniori, bineînțeles, pentru loturile naționale și pentru echipele de seniori. Ăsta este obiectivul liceului nostru. Ori dacă noi nu avem o colaborare și o înțelegere cu clubul CSM Suceava, e normal că o parte dintre acești copii care fac și termină vârsta de juniorat, fie la fotbal, fie rugby și așa mai departe, își caută loc în altă parte. Absolut. Deci tu trăiești aici, tu cheltuiești și bani, și timp, și muncă. Dacă nu-i acord, cel puțin minimul de condiții. Cum să-mi dai apătul, Dumnezeule, e păcat de boală, deja e și pe perfuzie. Dar știți... Pentru că omul nu înțelege. Omul nu pricepe. Acum, sincer, dânsul, v-am spus, a avut o cașcavălărie, că ăștia prin oraș îi spun Vasilică cașcaval. Mă rog, cred că glumesc. Dar dânsul a avut o cașcavălărie. Am dat doamne, trebuie și pe aia tumba. A dat niște țepe pe acolo. Azi zice lumea, nu știu dacă e așa. Dar dânsul, dacă știi să facă cașcaval, să meargă să facă cașcaval. Sportul să-l lase pe aia care știi să facă sport, că
E păcat. E păcat, vedeți că vin oameni la spații de decizie, vin oameni care nu se pricep și dacă nu te pricep, sigur că o dai în... Înțeles, și rezultatele, și rezultatele, rezultatele, uite, acum recent să vă spun, domnul profesor care încă este și jucător activ, da, deci și joacă așa, un rezultat extraordinar, vin mai mult cu inima de a, de a reprezenta orașul ăsta și a nu se pierde tradiția în jocul ăsta greu. Da. Acum, duminică, au câștigat la Petrojani un meci foarte greu, deci s-au mobilizat mână de la om, doar, cum să vă spun, sufletul îi ține și aduc rezultate pentru ca noi încă să ne mai bucurăm că mai avem un pic de sport. Referitor la partea financiară, ce să mai spune că este... Vreau să-l întreb pe domnul Crețulea, că este antrenor tânăr și să vedem dacă este mulțumit cu ceea ce are. Cum e cu banii? S-a mai reglat cât de cât cu banii, domnul profesor, nu? Salariile la profesor sau... În ultimul timp acum s-a mai pus ceva, să spunem, în urmă cu... De la ultima creștere salarială s-a mai simțit. Dar sunt, aveți bani suficienți, vorbesc nu la catedră, ci la sportul de performanță din coace. Sunteți mulțumiți, adică aveți bani să mergeți, iar mă întorc. Pe vremea mea erau câteva domn profesor prin anii 80-70, 47 de lei, 48 de lei, hrana. Nu era problema, cazarea, nu știu, nu era problema de hrană, dar problema era că erau condiții și erau. 47 de lei, deci pe mâncai de te spărgeai în două. Da. Ori acum nu e... Se descurcă foarte greu. Dar să prezintă... Era 14 lei. Sau cât era? 20, cam așa. Deci îți dai seama că era rupere. N-am dormit niciodată în gară. Mergi în cantonamente să schimb, să stăm în gară, nu știu unde, să stăm, să facem pauză într-o gară sau n-avem bani să dormim. Sau n-avem bani să mergem cu autobuzul, mergem cu trenul, cu personalul, facem 10 ore până la meci, după 10 ore vii din gare, te dezbraci pe stadion, joci și pleci acasă. Că acum se întâmplă chestia asta, domnule. Da, din păcate acum partea financiară, ai toate echipele și nu numai la rugby, și în celelalte, sporturi, handball, toate echipele trec printr-o perioadă. Adică sportul în general, noi trecem printr-o perioadă foarte grea. Pentru că finanțarea, știm foarte bine, toată lumea speră la acea sponsorizare. Ori legea sponsorizării nu există. Exact. Mai sunt niște binevoitori, niște oameni tot care le place sportul, fie handball, fie basket, dar trebuie și așa mai. Dar și ei sunt tocați și nu sunt lăsați. Dacă dă bani la sport, pune de undeva bani. Adică și nu sunt lăsați să la ajute. La partea de ce nu dai? Finanțarea vine de la Consiliul Local și un pic de pe la Consiliul Județean și este extraordinar de puțin, de aceea ne-am și dus. Ori jucătorii, mă refer la cum e domnul profesor, la 26-27 de ani, să faci performanță, trebuie să-i remunerezi cu ceva, trebuie să-i motivezi cu ceva. Ori dacă astăzi nu-i dai un leu, mâine nu-i dai un leu, bineînțeles, el vine, joacă, într-adevăr, de plăcere. Are familie, are copii, e la început de drum. Sunt multe situații. Ori dacă nu l-a ajuns cu ceva, oricâtă plăcere, dar din păcate la noi, la Suceava, vreau să vă spun că rugby-ul, bine, nici pe vremea când jucam eu nu erau atâția bani, dar oricum era mult mai bine pentru că toată lumea venea la antrenament, toată lumea avea asigurat servicii, toată lumea era acea indemnizație de 400 de lei și care ți-o dădea. Ori acum ei vin cu sufletul și cu inima și încă mai rezistăm. Să nu uităm pe un mare jucător, pe Viorel Negru, un jucător de la Suceava și frații Negru care au ținut echipa asta în ani de zile alături de domnul profesor Vlad, antrenorul echipei. Cum e acum la... Am înțeles că ați avut un meci bun etapă trecută. Da, am avut o deplasare la Petroșani, unde am și reușit să câștigăm. Am văzut, da. Am făcut un meci foarte bun, mulțumim. Mai au clubul acolo, Știința, știam eu. Da, Știința, Petroșani, sigur. Au, da. Acum au grupe de copii? Au și grupe de juniori. Mai bine ca la noi sau? Nu, cred că sunt mai bine ca la noi cu grupele de copii. Cu grupele de juniori stau mai slab. Ei n-au stat nici pe vremea lui Ceaușescu, nu aveau, pentru că mă scuz că era un centru minier, era o facultate și foarte mulți aveau bani și foarte mulți jucători plecau ca să-și facă studiile. Da, sub inginer, fiecare își făcea o situație pe lângă faptul că practicau jocul de rugby. Dar încă stau destul de bine și, bineînțeles, doar încă o dată mă reper și spun doar ambiția și plăcerea
acestor jucători care mai există cu Vlad în frunte să ne reprezintă și vedeți că sunt pe locul 2 după Năvodari, da, după clubul sportiv Năvodari, care ar putea să în fața multor cluburi care au de tradiție și care au o situație mai bună. Vă promit că în ultima parte a emisiunii trebuie să luăm pauză. În ultima parte a emisiunii o dăm pe rugby, clar. O dăm pe rugby 100%. Așa că rămâneți lângă noi. În ultima parte o să vorbim aproape toată acest segment al emisiunii despre rugby, un sport extraordinar, un sport pentru bărbați adevărați. Pauză. Vreau țară ca afară.